A fost lansată o petiție online prin care se cere implicarea urgentă a Guvernului, Parlamentului și Băncii Naționale a Moldovei pentru diminuarea și plafonarea ratei dobânzii flotante a creditelor ipotecare a băncilor comerciale pentru persoanele fizice care dețin credite ipotecare și diminuarea indicelui de referință de către BNM pentru credite ipotecare. Pe data de 1 iulie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a modificat legea numărul 293 din 2017 privind unele măsuri în vederea implementării programului de stat prima casă prin plafonarea ratei dobânzii, lăsând fără atenție mii de consumatori ai creditelor ipotecare care nu beneficiază de programul de stat prima casă. Această situație, împreună cu inflația istorică, majorarea excepțională a tarifelor pentru servicii comunale, creșterea istorică a prețurilor la produsele petroliere și produsele alimentare, aduce la imposibilitatea achitării plăților lunare majorate a dobânzilor pentru credite ipotecare de către persoanele fizice din Republica Moldova, se arată în petiție. Exodul masiv al populației tinere se datorează inclusiv incertitudinii și imposibilității de a prognoza cumpărarea unui imobil pentru a construi viață și familie în Republica Moldova. Vă atragem atenția asupra problemei majorării indicelui de referință de către Banca Națională a Moldovei cu tocmai 5,35 puncte procentuale de pe data de 1 iulie 2022, ceea ce a dus automat la majorarea considerabilă a dobânzilor la creditele ipotecare la băncile comerciale din Republica Moldova. Trebuie luat în considerare că, în comparație cu situația teribilă a persoanelor fizice nimerite în situație precară, cele 11 bănci comerciale din Republica Moldova în anul 2022 au obținut un profit net în creștere cu 39,6% față de anul 2020 și totodată în primele două luni ale anului 2022 practic și-au dublat profitul față de perioada corespunzătoare a anului precedent, se mai arată în petiția online.